Mulțumim, Domnule, că suntem în casa de rugăciune și rugăm să ne fie binevoitor, să ne dea înțelepciune și har. Pentru această seară, să urmărim împreună din Sfintele Scripturi făgăduințe vechi și noi. Observăm din Scripturi că toate realizările, tot ceea ce oamenii își doresc și cu care pot fi împliniți în mod spiritual sau material, sunt prezentate mai întâi prin făgăduințe, promisiuni. Și toate acestea, în cazul lui Dumnezeu, sunt pe deplin realizabile. Ele devin efective la vremea lor. Adică Dumnezeu tot ce zice, iese de cuvânt și împlinește. Scriptura prezintă în mod foarte clar acest adevăr, de aceea înainte de a vedea care sunt făgăduințele, vreau să plecăm liniștiți în acest studiu că Dumnezeu ceea ce făgăduiește vrea și are putere să împlinească. În Noul Testament, în Romani capitolul 4, se face referire la Avram și noi vom mai vorbi despre el în lecția aceasta. Și este scris aici de la versetul 20. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredințat, că el ce făgăduiește poate să-și împlinească. De aceea credința aceasta i-a fost socotită neprihănire. Citim în aceeași idee din Tit, ceea ce scrie Apostolul Pavel în debutul acestei scrisori, versetul 2, pagina 1172, în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă. Iar autorul epistolei către evrei, referindu-se la același adevăr, ne scrie în capitolul 10, versetele 23 și 36. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, iată că aici apare și condiția, să puteți scăpăta ce v-a fost făgăduit. Deci, vorbind despre făgăduințele lui Dumnezeu, vom putea să spunem ca și Iosua, evreilor la un moment dat, că din tot ce a zis Dumnezeu n-a rămas nimic neîmplinit, toate se vor împlini. Făgăduințele Vechiului Testament vizau în prim plan și ușor de înțeles pentru toți așteptări și un Canaan pământesc. Deși nu numai atât. Iar cele ale Noului Testament vizează în mod foarte categoric și bogat împliniri în împărăția lui Dumnezeu. Să citim despre acest adevăr în Evrei, capitolul 4 mai întâi, de la versetul 1. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu, că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, evreilor ieșiți din Egipt. Dar lor cuvântul care le-a fost provăduit nu le-a ajutat la nimic pentru că n-a găsit credință în cei ce l-au auzit. Nu că Dumnezeu nu putea să-i ducă în Canaan și pe unii a și dus, dar nu pe toți. Însă unii au avut parte de Canaan. Și tot ai scris de la versetul 3, pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Măcar că lucrările lui fusese răisprăvite
încă de la întemeierea lumii. Și din capitolul 6, întoarcem doar o foaie și aici avem un îndemn pe tema noastră de la versetul 11. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Așa încât să nu leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Deci oricum făgăduințele lui Dumnezeu se împlinesc. S-au împlinit cele vechi, au intrat evrei în Canaan, se vor împlini și cele noi și vor intra unii în împărăția lui Dumnezeu. Dar evreii n-au intrat toți. Noi vom intra? Să ne ajute Dumnezeu și să rămânem alipiți de Domnul cum li se cerea lor și cum suntem sfătuiți noi. Deci să privim mai întâi la făgăduințele Vechiului Testament, pentru că patriarhii și evreii apoi sunt, așa cum scria Pavel în Roman 9:4, cei ce au făgăduințele. Vom vedea că Vechiul Testament este plin de făgăduințe și făgăduințele sunt mai puternice decât legea. Făgăduințele au venit înaintea legămintelor și a jurămintelor. Au fost cele din tâi cuvinte, originea credinței și a nădejdii. Prima făgăduință apare cu ocazia primului păcat. Este făgăduința răscumpărării omului din păcat, revenirii omului în rai, înfrângerii răului și biruinței binelui. Iată cuvintele adresate de Domnul în Genesa 3:15. Când a zis diavolului, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, și apoi rostește cuvântul de nădejde, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Apoi, privind în Cartea Genesei, un punct culminant este trăit de Avram, căruia Dumnezeu îi adresează făgăduințe și jurăminte, spunându-i acest om să iasă din țara lui, că va fi dus într-o altă țară pe care Dumnezeu i-o pregătește. I s-a făgăduit că din el se va naște un neam și, ce-i mai important, din el se va naște o sămânță, adică un urmaș special, deosebit, în care, prin care, vor fi binecuvântate apoi toate neamurile pământului. Și astfel l-a luat Dumnezeu pe Avram, ceea ce însemna un tată înalt, și a mai adăugat în nume un A, ceea ce însemna tatăl mulțimii. A luat-o pe Sarai și a mai tăiat un I din nume și a rămas Sara, și din prințesa lui Avram a făcut Dumnezeu prințesa mulțimii, o mamă pentru mulți, un tată al credincioșilor. Cât despre făgăduințele date lui Avram, ca să vedeți ce răsunet au avut peste veacuri, vă voi citi din Noul Testament, pentru că ele n-au fost uitate de urmașii lor și Scriptura le păstrează cu multă greutate însemnându-le. Iată ce spunea Ștefan în predica lui, citesc din Fapte, capitolul 7. Observați că în tot ceea ce vorbește Ștefan, pleacă de la făgăduințele date de Dumnezeu lui Avram. 7:2. Fraților și părinților, ascultați! Dumnezeu slave s-a arătat părintului nostru Avram când era Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran, și a zis, ieși din țara ta și din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. El a ieșit atunci din țara Haldeilor și s-a așezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta în care locuiți voi acum. Din țara aceasta nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă de loc, ci i-a făgăduit că i-o va da în stăpânire lui și seminței lui după el, măcar că n-avea niciun copil. Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară străină,
Va fi robită și va fi chinuită 400 de ani, dar neamul care va fi rob, îl voi judeca eu, a zis Dumnezeu. După aceea vor ieși și îmi vor sluji în locul acesta. Apoi i-a dat legământul. Mai întâi a fost făgăduința. Și tot despre cele făgăduite de Dumnezeul lui Avram citim în Cartea Evrei la capitolul 6. Pentru a vedea greutatea unei făgăduințe dumnezeiești. Chiar dacă Dumnezeu n-ar semna un act înscris, dacă a spus o vorbă, are aceeași valoare. Nu degeaba Domnul Hristos ne spunea și nouă, cuvântul vostru să fie da, nu. Ceea ce ne iese din gură, ne spune toată Scriptura, Vechiul Testament, Noul Testament, trebuie să aibă valoare, să fie în fia lui Dumnezeu care, potrivit unui cuvânt dat, face în urmă tot ceea ce s-a angajat. Evrei 6, iată ce scrie de la versetul 13. Dumnezeu când a dat lui Avram făgăduința, fiindcă nu putea să jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși. Și a zis, cu adevărat tu, adică pe tine te voi binecuvânta și îți voi mulți foarte mult sămânța. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Oamenii cei drepti obișnuiesc să jure pe cineva mai mare, jurământul este o chizășie care pune capăt oricare neînțelegeri dintre ei. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba, deci la Dumnezeu nu se poate schimba făgăduința și jurământul, aceste două lucruri. Și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancora sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Ceea ce s-a întâmplat cu Domnul, ceea ce se va întâmpla cu noi la mântuirea definitivă, nu e altceva decât ce a făgăduit Dumnezeul lui Avram. Apoi, așa cum i-a spus Dumnezeul lui Avram, urmașii lui au fost robi în Egipt 400 de ani, Dumnezeu i-a scos prin Moise și Aron și a urmat alte făgăduințe. Despre acele făgăduințe vă citesc doar o singură referință biblică, Numeri capitolul 10, versetul 29. Am ales aceasta ca să vedem ce mult conta făgăduința pentru Moise. Aici sunt cuvinte pe care le adresează rudenilor soției lui. Iată ce zicea el către Hobab, fiul lui Reuel, madianitul socrului Moise. Noi plecăm spre locuri despre care Domnul a zis, eu vi-l voi da. Vino cu noi și îți vom face bine, căci Domnul a făgăduit că va face bine lui Israel. Aceasta era baza credinței lor. Dumnezeu ne-a spus că ne dă țara, e o făgăduință mai veche, dar acum ne-o dă. Noi suntem generația care vom intra în ea, ne va face bine Dumnezeu. Și Solomon, după ce a ajuns să se bucure în gloria Canaanului pământesc, spunea în finalul rugăciunii sale de la inaugurarea templului, iată cum Dumnezeu a împlinit ceea ce făgăduise. Trăiau în țara lor, în pace, în prosperitate, închinându-se lui Dumnezeu în locul ales de el. Moise n-a apucat să guste din acele împliniri pământești, dar era ferm încredințat în ceea ce Dumnezeu făgăduise. Un alt moment important al făgăduinților divine este perioada lui David. Dumnezeu i-a vorbit mult acestui om despre o împărăție, prin el a instaurat regatul, Solomon l-a moștenit doar, despre slujirea sfântă, David își dorea foarte mult să stea în prezența lui Dumnezeu și să slujească, să citim din cartea 2 Cronici,
capitolul 6. Pentru a sesiza cum Solomon pune pe seama făgăduinților adresate de Domnului David cele realizate. 2 Cronici 6 cu 40. Acum, Dumnezeule, ochii tăi să fie deschiși și urechile tale să fie culoarea mintei la rugăciunea făcută din locul acesta. Acum, Doamne Dumnezeule, scoală-te vinul la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale, preoții tăi, Doamne Dumnezeule, să fie îmbrăcați cu mântuirea și preiubiții tăi să se bucure de fericire. Doamne Dumnezeule, nu îndepărta pe unsul tău, adu-ți aminte de bunătățile făgăduite robului tău, David. Iată cum și ceea ce Dumnezeu a făgăduit lui David s-a împlinit, ca și în celelalte situații, cu multă, multă credincioșie. Dar Dumnezeu a făgăduit lui David, nu doar pe Solomon, îl a făgăduit pe Domnul Iisus, fiul lui David, doar într-o fază imediată a fost Solomon, dar adevăratul fiu al lui David a fost Mesia, cel care are și avea să instaureze în prima și apoi va urma în a doua etapă împărăția, așa cum zice Noul Testament, fapte 2 cu 30, fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Însă evreii au sperat mai întâi și au gândit doar limitat. Și a venit robia babiloneană, urmând cele asiriene, a fost distrus Ierusalimul și templul și unii și-au pierdut nădejdea. Dar după 70 de ani de robie, Dumnezeu și-a adus aminte de popor, o parte din ei a revenit în țară și a fost nevoie ca Dumnezeu să le reamintească din nou făgăduințele sale. Hai să citim din Ieremia 29, profetul care a gustat din plin robia și necazul, ce a vorbit Dumnezeu prin el. Ieremia 29, cu 10. Dar iată ce zice Domnul. De îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Acestea sunt în mare făgăduințele Vechiului Testament. Două caracteristici am notat. Toate aceste făgăduințe aveau referințe tainice despre o împlinire viitoare pe care evreii n-au înțeles-o. Evreii care au fost umpluți de Duhul, în mod special profeții, întrezăreau că Dumnezeu are altceva în plan, nu doar ceea ce se vede. Dar majoritatea au crezut că făgăduința este pentru atunci. O prosperitate pământească, viață lungă, bogăție. Însă tot Vechiul Testament este prins de acest fir auriu al făgăduinților care țintesc spre veșnicie, spre mântuire. Iată ce citim în Galateni, capitolul 3, versetul 17 și 18. Iată ce vreau să zic, un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desfințat. Așa că făgăduința să fie nimicită, de lege a venit după 430 de ani, căci dacă moștenirea ar veni prin lege, nu prin făgăduință, ar sta lucrurile altfel. Dar ea vine din făgăduință și Dumnezeu, printr-o făgăduință, a dat-o lui Avram. Și știți cum a murit Avram? Fără să fi primit cele făgăduite. Așa trebuia să înțeleagă fiecare evreu. I-a dat Dumnezeu în viață anumite lucruri lui Avram. I-a dat pe Isaac. Dar
Dumnezeu le-a făgăduit o patrie cerească, viitoare. Să citim tocmai despre Avram în Evrei 11, ca să vedem că el a înțeles din plin această perspectivă. Amintiți-vă că Domnul spunea: Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Și nu înțelegeau, cum, n-ai nici 50 de ani, Avram a murit de mult. Ei credeau că totul se limitează la viața aceasta, unii dintre ei. Evrei 11 cu 9 și 10. Prin credință Avram a venit și s-a așezat în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el a aceleași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și zititor este Dumnezeu. Dar dacă citești strict istoria lui Avram din Genesa, prea puțin iese în evidență că Avram se gândea la o cetate viitoare. Este rezultatul ascuns, pentru că tot Vechiul Testament a păstrat ca o taină mântuirea, dar sfinții au avut-o, dar n-au putut-o exprima în mod suficient, n-a fost dezvăluită îndeajuns. Pe de altă parte, au fost în Vechiul Testament făgăduințe care aveau o împlinire pământească, prin binecuvântări materiale, fizice, pace, prosperitate. Pentru că Dumnezeu este atât de bogat încât oferă și în viața aceasta celor credincioși cele necesare. Și Vechiul Testament trebuia să fie o umbră a lucrurilor viitoare. Dumnezeu a oferit din plin în cele materiale evreilor în Vechiul Testament ca să se știe că perspectiva veșnică va fi una bogată. În rai nu vom trăi la limita subsistenței, la salariu minim pe economie. În rai va fi o împlinire și o satisfacție desăvârșită. Să citim din Deuteronom, mai întâi, capitolul 6, despre aceste împliniri. Vremelnice, 6 cu 3. Ascultă, dar Israele, și caută să le împlinești legile și poruncile Domnului, ca să fii fericit și să vă mulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeu părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Probabil Dumnezeu i-a atras cu aceste făgăduințe. Altfel ar fi înțeles prea greu, dar văd în ele, în împlinirea lor, bunătatea lui Dumnezeu. De aceea se spunea tot aici în Deuteronom capitolul 8, când vei ajunge să intri în case care nu tu le-ai zidit, să mănânci din vii care nu tu le-ai sădit și să folosești o țară care ai primit-o cadou, să știi că toate astea se datorează bunătății Domnului. Și tot din Deuteronom mai citesc capitolul 19, versetul 8, unde este scris: când Domnul Dumnezeul tău îți va lărgi hotarele, Dumnezeu niciodată nu are limite la ceea ce oferă, cum a jurat părinților tăi că îți va da toată țara pe care a făgăduit părinților tăi că ți-o va da. I-a împlinit în tot ceea ce aveau nevoie. Și astfel, prin făgăduințe, prin credință, au avut parte de toate cele necesare. Ne oprim aici cu cele spuse despre făgăduințele Vechiului Testament pentru a lăsa mai mult spațiu făgăduințelor Noului Testament. Numite de Apostolul Petru, în a doua sa epistolă, capitolul 1, versetul 4, astfel. Pagina 1196. Făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. Deci noi vorbim despre ele, dar nu le putem măsura. Sunt nespus de mari.
și scumpe, adică de preț. Ca prin ele, acestea trebuie să ne motiveze. Spuneam că făgăduințele sunt anterioare legii jurămintelor. De la făgăduințe pleacă totul. Prin ele, să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Dacă vreți, făgăduințele sunt precum înțelegerea între doi tineri care se înțeleg în perspectiva căsătoriei. Și făgăduința este acel cuvânt special când se angajează să se iubească și decide să se căsătorească. Cred că e mai înălțător momentul acela decât cel de la primărie când semnează. La fel ar trebui să gustăm și noi momentul făgăduințelor, care apoi este legiferat prin legământ, prin botez și așa mai departe. Să observăm mai întâi că făgăduințele noului legământ au de-a face într-un mod total cu făgăduințele vechiului legământ. Ele se leagă. De la Eva și până la Maleahe, unde sunt făgăduințe, toate se împlinesc în persoana și lucrarea Domnului Hristos de la întâia și a doua venire. Și a făgăduit Dumnezeu Eve și lui Avram că le va da o sămânță, s-a împlinit când s-a născut Domnul, când a înviat apoi. Dar că le va da o țară și el va fi rege, se împlinește când vine a doua oară. Dar sunt aceleași făgăduințe despre o țară, despre un popor care va fi al Domnului. Iată ce a scris Pavel adresându-se romanilor încă de la începutul epistolei. Ca dovadă că totul pleacă de la făgăduințe. Romani 1:1, pagina 1093. Pavel, rob și apostol al Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Ce e Evanghelia? Auziți. Pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Evanghelia este făgăduința Vechiului Testament, dezvăluită în Noul Testament și ea însăși rămâne tot o făgăduință. Ea privește pe Fiul Său, adică în El se împlinește. Născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie El. Și tot din Roman, vă citesc 15:8, ca să vedem încă o dată în plus relația dintre făgăduințele vechiului și ale noului, această continuitate binecuvântată. Roman 15:8. Hristos a fost în adevăr un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească credincioșia lui Dumnezeu și să întărească făgăduințele date părinților. Aceeași făgăduință dată de Dumnezeu, care nu poate să mintă, nu putea să o schimbe Dumnezeu. A jurat de la început și se ține de cuvânt. Cum rămâne Noul Testament cu făgăduințele pământești? Mai sunt valabile binecuvântările din Deuteronom 28? Mai ne oferă Domnul aici cât la evrei? Evident, și lor le-a dat doar în anumite vremuri, când au rămas credincioși Domnului. Dar mai funcționează acele făgăduințe de a trăi toți într-o țară unde curge lapte și miere și unde pot să fie binecuvântate prin făgăduință toate? Să citim câteva versete din Noul Testament. O discuție dintre ucenici și Domnul Iisus, Marcu, capitolul 10, de la versetul 28. Petru a început să-i zică, iată, că noi am lăsat totul și te-am urmat. Cu alte cuvinte, am făcut și noi ca evrei din Vechiul Testament. Am lăsat totul și te-am urmat.
Evreii până să ajungă în Canaan, când au văzut că în pustie nu, au zis că mai bine se întorceau înapoi sau nu plecau. Și iată că Domnul nu-i spune, Petre, face-mi iar o împărăție. Scăpăm de idumei, alungăm romanii și din nou vine acea prosperitate. Nu îi asigură una ca aceasta. Și zice, adevărat îți spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frat sau suror sau tată sau mamă sau nevastă sau copii, diferit față de Vechiul Testament când a trebuit să iasă tot neamul, sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum, ce primim acum, făgăduințe. În veacul acesta, de 100 de ori mai mult, case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu prigonieri. Făgăduințe pentru veacul de acum. Frățietatea, purtarea de grijă, pâinea cea de toate zilele, asta e rugăciune nou testamentală. În Vechiul Testament, dacă ar fi fost un fel de Tatăl nostru, îi lăsea și să bea și să aibă mult mai multe. Nu că Noul Testament este interzis, că bogați și sărași vor fi întotdeauna. Dar sunt alte condiții, nu mai este o țară specială. Credincioșii sunt împrăștiați. Unii trăiau în condiții de libertate, alții în sclavie, însă Dumnezeu s-a angajat să fie cu ei. De aceea este scris în Evrei 13, epistola despre care noi am vorbit în mod deosebit. De la versetul 1 se spune să stărim în dragostea frățească, apoi sunt amintiți unii care trebuie să-i primească pe alții în casele lor. În versetul 3 sunt amintiți alții care sunt bolnavi sau reținuți în temniță. Și este scris apoi în versetul 5, să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, și asta e făgăduință, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Slăvit să fie Domnul care ne poartă de grijă. Deci, în viacul de acum, avem făgăduința că se îngrijește de noi și ne-a oferit o frățietate binecuvântată. Și dacă nu e așa, e vina noastră. Dacă nu ne putem bucura de ce avem și de frații din jur, asta e greșeala noastră. E o făgăduință importantă. Pentru că lumea trăiește cu stresul și cu îngrijorarea materială care noi n-ar trebui să o avem. Lumea trăiește într-un sistem fragmentat, unde nu se pot uni nici măcar soțul cu soția, de cum mai mulți, cum este cazul celor din biserică. Avem făgăduințe pentru acum și să ne bucurăm de ele. O altă făgăduință specială, primordială a noului legământ, a fost, și am avut și noi parte de ea, slavă Domnului, făgăduința primirii Duhului Sfânt. Fără Duhul Sfânt, nimic din nou legământ nu era realizabil. Domnul, când a plecat, un singur lucru le-a făgăduit. Vă trimit pe Duhul Sfânt. Asta e foarte important, făgăduința asta. Iată câteva versete care atestă această făgăduință în angajarea ei și împlinirea ulterioară. Citesc din Fapte, capitolul 1, unde sunt cuvintele Domnului Iisus, versetul 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim și să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis El, ați auzit-o de la mine. Toarcem pagina 2:39, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți ce sunt departe acum, în oricât de mare număr va chema Domnul Dumnezeul nostru. Ea vine din Vechiul Testament, dar Domnul a reiterat-o, venise vremea să fie oferită. Și ascultați-mă cu ce vă citesc din epistole, unde avem niște
lămuriri foarte importante despre Duhul Sfânt ca făgăduință, ca și lucrarea Lui. Galateni, capitolul 3, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Vedeți de unde vine rădăcina acestei făgăduinți? Nu puteau să fie binecuvântate neamurile dacă nu primeau Duhul Sfânt. Nu poate să fie un om în condiția de a împlini voia lui Dumnezeu fără Duhul lui Dumnezeu. Deci făgăduința Duhului Sfânt este oferta omului de a se pregăti să aibă parte de celelalte făgăduințe care sunt în cer. Aceasta vă citesc și mai clar din Efeseni, capitolul 1, versetele 13 și 14. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii noastre, ați crezut în El și a fost pecetluit cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Cu ce scop? Și care este o arvuna moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Deci, cine este călăuzit de Duhul, poate să spună Ava, adică Tată, pe El așteaptă moștenirea. Este pasul sau punctul cel mai important al făgăduinților Noului Testament. Apoi, în Noul Testament ne sunt dovedite clar, deschis pentru toți, că făgăduințele privesc împărăția viitoare, veșnică, de-abia acum s-au lămurit lucrurile. Nu le-a fost ușor apostolul să se leagă și ziceau, Doamne, acum vrei să instaurezi împărăția? Și Domnul le-a spus, nu. Le-a spus cu alte cuvinte, că trebuie mai întâi adunați oamenii și apoi va începe împărăția. Și Iacov a înțeles aceasta, unul din frații Domnului, când scrie în epistola sa, capitolul 2, versetul 5. Ascultați, prea iubiții mei, frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia? Ca să-i facă bogați în credință și moștenitori a împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc? Ba da. Unii săraci aici, dar au Duhul lui Dumnezeu și sunt moștenitori și au făgăduința împlinirii viitoare. Și făgăduința Lui este viața veșnică, scria Ioan 1, Ioan 2 cu 25. Fac aici mențiunea că toate aceste făgăduințe sunt cu condiția credinței și a evlaviei. Fără credință nici nu le aștepți, nici nu primești Duhul. Dar evlavia e foarte importantă. Pentru că în vremea noastră este această idee în teologie, toți sunt mântuiți. Ai crezut? Faci o rugăciune așa papagalicește după cineva și ești mântuit. Și te așteaptă făgăduința vieții viitoare. Ascultați-mă ce vă citesc din 1 Timotei 4 cu 8. De fapt, evlavia privește atât ce am primit aici, cât și ce primim dincolo. Ascultați ce frumos sunt concentrate aici. 1 Timotei 4 cu 8. Căci deprinderea trupească este de puțin folos. Deci o constrângere exterioară de a te încadra în normele lui Dumnezeu. Pe când evlavia este folositoare în orice privință, ea are făgăduința vieții de acum. Deci omul evlavios se bucură de făgăduințele ce le are aici. E mulțumit cu cât are. Întrucât ea are făgăduința vieții de acum și acelei viitoare. Asta e făgăduința ce încă o așteptăm. Două caracteristici ale făgăduinților Noului Testament. Toate acestea, toate, realizabile în Domnul Hristos, sunt pentru toți. Încă o dată menționez, evrei sau neamuri, din Vechiul Testament sau din Noul Testament. Toți sunt împreună în același cadru unitar, e aceeași făgăduință, de la Eva până la ultima femeie și de la Adam până la ultimul bărbat ce va fi mântuit.
Așa vă citesc din Evrei, capitolul 8, versetul 6. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă decât cu cât și legământul a cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Și ascultați acum explicația 9:15 a ceea ce v-am spus. Și tocmai de aceea, El este mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, deci și cei din Vechiul Testament, cei ce au fost chemați, Avram și toți ceilalți, să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită și lor și nouă. Exact asta spune Apostolul Pavel și în Efeseni 3:6, când zice că, adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup, iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus, prin Evanghelia aceea cărui slujitor am fost făcut eu. Evanghelia are originea în Vechiul Testament, a fost propozit în Noul Testament și făgăduința este aceeași. O țară, pentru că neamurile vor sta la masă cu Avram. Deci cei din Vechiul Testament vor fi cu noi. Acolo nu-i bărbat, nu-i femeie, nu-i liber, nu-i rob, toți împreună. Cine vrea să-i separe, se încurcă. Luăm parte la aceeași făgăduință. Aveți, spune, dacă toți au viața veșnică, e același trup. Ce înseamnă asta? Unitatea, trăirea împreună, același trup. Nu doar așa, aceeași făgăduință, apostolul menționează foarte clar. Însă, seara aceasta trebuie să privim spre viitor cu nădejde, cu credință, pentru că adevăratele făgăduințe, de cele care rămân, privesc viitorul veșnic. Am citit despre Avram și reiau cu versete în continuare celor citite, Evrei 11, de la versetul 13. În credință au murit toți aceștia și o să mai moară dintre noi. Și în seara asta avem priveghi. Fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Cum n-au căpătat? N-a căpătat Avram pe Isaac? Ba da. N-au ajuns evrei în Canaan? Nu ne poartă Domnul de grijă? Da. Astea sunt făgăduințe care pălesc în fața celor viitoare. Făgăduința supremă e altceva. Și doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisând că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Folosiți-vă de ce aveți, dar nu uitați că suntem străini și călători pe pământ. Am citit cândva despre un călător care a ajuns în fața unei case, a văzut-o că e mai mare și s-a gândit că fi un loc și pentru el. Și-a întrebat gazda care era în curte, n-aș putea să rămân la voi peste noapte? Și a spus, nu, aici nu-i hotel. Mă scuzați, am o întrebare. Cine a făcut casa asta așa frumoasă? Tata. Eu o moștenesc. Și când mi-a spus să muriți, că și casa asta va dura, la cine rămâne? La fiul meu cel mai mare, m-am și gândit. Și înainte de a pleca, zice călătorul, nu scrie că e hotel și nu se primesc oameni pentru o noapte. Rămân câțiva ani, zeci de ani și pleacă și vin alții. Tot hotel este. Deci ce e aici? E o vremelnicie și făgăduințele adevărate sunt dincolo. Avram a fost bogat, dar și bogat tot a privit spre făgăduințe prin Hristos. Săracii sunt, aș spune, mai motivați. Versul 16, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeu lor, căci le-a pregătit o cetate. Când v-ați gândit ultima dată la această cetate? Acum ne gândim, despre asta vorbim, să nu uităm repede de ea și să
Știm că asta e făgăduință oferită de Dumnezeu care nu poate să mintă. Și în încheiere, două idei scurte. Făgăduințele astea extraordinare sunt numai pentru fiii făgăduinței. Auziți? Inclusiv noi suntem făgăduiți. Nu degeaba Dumnezeu l-a ținut pe Avram și pe Sara să nu poată naște și să le treacă vremea Sarei, în mod concret. De aceea, iată ce scrie în Galateni, capitolul 4, despre Isaac, când de fapt e vorba despre noi. Galateni 4, de la versetul 22, căci este scris că Avram a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeie slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, dar cel din femeie slobodă s-a născut prin făgăduință. Și acum ascultați versetul 28. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Ne-am născut prin originea noastră adamică, dar ne-am mai născut odată prin făgăduința în Domnul Hristos. O sămânță. Ce face sămânța? Dă naștere la vieți. Asta e sămânța făgăduită Evei, lui Avram și celorlalți. Ce simbolice au fost lucrurile din Vechiul Testament. Avram a avut mai mulți copii. La toți le-a dat daruri. La Isaac i-a rămas moștenirea. La toată lumea le dă Dumnezeu daruri. Și nu-i pare rău de darurile date. Dar moștenirea e numai la cei făgăduiți. Născuți în mod supranatural, născuți de sus, din Dumnezeu. Făgăduințele sunt pentru fiii făgăduiți. Și cât sunt de imense, asta numai veșnicia viitoare ne va da harul să le măsurăm. Viața veșnică cu harurile aferente. Ce spunea Domnul ucenicilor? Acum acestea pe care le-am pomenit și în viitor viața veșnică. Cu ce? Ne va fi dezvăluit atunci. În bisericile în Apocalipsa scrie ce vom primi, dar sunt numai lucruri în parte văzute și percepute. De aceea, în fața unor asemenea așteptări, fără să mă adaug altceva, fără să mai recapitulez că este un tot unitar, dacă vreți. O făgăduință pornită din capăt, îmbogățită, reamintită, dezvăluită în Domnul Hristos și care țintește spre veșnicie. Doar atât m-am de spus. 2 Corinteni 7 cu 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu. Amin.